Cam am fost să scot niște bani de la bancomat de la BT. Din când în când mai trebuie să treci și pe acolo. Nu că ar fi mulți, dar mai trebuie și scoși, că mai trebuie să ai și un pic de cash la tine. Și m-am apropiat de bancomat. Poc, s-a făcut o lumină acolo la bancomat și l-am văzut pe Iggy Pop la bustul gol. Bă, m-am speriat, am luat-o la fugă. Vă dați seama, eu am văzut-o pe soacră mea la duș. Bă, dar asta e N-are rost Vedeți, cea mai bună metodă Să-ți ții de bani Să nu umbli la ei Pui pe Iggy Pop ci că o să o pună la bancomatele BT Și pe asta, pe Dana Budeanu Lăsați seama asta cu sonor Când te-apropii să scoți bani Bă, fătălăule Lasă banii acolo Tu doar 50 lei scoți, mă Amărășteanule sunt îmbrăcat așa, eu e cam obsesia asta de când am văzut știrea că un consilier local de la sectorul 1 o intra săracul așa cum era sub duș direct în ședința de consiliu online. A știți, cum să nu? Bă, un om cinstit, un om corect, o vrut să arate că atâta are pe el. Nu a furat, nu nimic. Era, spumos, era cu spumă pe el, era cu dinaintea goală, cum să se zice. A fost spumosă. Știrea au fost frumoase, Și ce m-a șocat e că și-a dat demisia. În ziua aia omul și-a dat demisia. Bă, un om sincer avea și voi în partid vorba aia, în curul gol, a venit în curul gol, a plecat. <laughs> și acum voi imediat să-l dați... Da. S-o spăla, de tot ce spăla, cred că s a enervat. Ăla nu mai ieșit din cabina de duș. Bun, poate eu fi dat o idee să treacă pe OnlyFans, știi, în ordine de idee, dacă e obișnuit cu camera, da, mă rog. Sunteți toți aici să vă număr. Aha, 21.000 pe YouTube, mulțumesc frumos. 270.000 pe Facebook, mulțumesc frumos, mulțumesc din suflet. Pentru cafelele primite pe baimiecoffee.com slash nicubendea. Lucian Bota o da cafea, el e din OK. În OK sta acum și o zis că în august mi-aduce și două cărți. Îți dai seama, Vlad, pe lângă că mă ține treaz, să și citesc și site-ul noi reparăm din Sibiu, să aveți noroc și să reparați orice, a donat o casă, Noi reparăm. reparăm. Ce? Pe la cât e stricat în țara asta, domnule? Umerii mei nu-i hai că ești mai bine cu umerii, nu? Să vede din râs că e mai bine cu umerii, Vlad, nu e așa? A? Ci că i-au dat un tratament pe Viagra ca să fie umerii mai țepeni. <laughs> Râdem, noi grumim, dar în farmaciile din Rusia nu se mai găsește Bobă de Viagra. Și cu toate astea, Rusia le-o trage la toți și din orice poziție. <laughs> da, suntem la prima ediție din luna Martie, așa cum spune calendarul tradițional, în luna Martie se curăță uh, livezile ca să avem ce fierbe la toamnă. <laughs> să avem ce fierbe la toamnă, că vedeți situația nu e prea bună în domeniul ăsta al lichidelor, că o luat și Bill Gates, o luat 4% din acțiunile Heineken. Bill Gates. S-a apucat, apucat de băut după ce o divorțat, dar ușor, ca un tocilar, așa cu o berică, ci că la două beri... Heineken? Și da. <laughs> Chiar Heineken? Păi, Heine, dar ce se știa? Göteken Da! Păi no, nu-și permite el o bere artizanală românească, un chichișor nu are el bani <laughs> de la TV. Zice că la două beri luate de la Heineken primești un Windows. <laughs> Bă, și bere ca Windows-ul, nu? Dacă era bărbat, lua acțiuni de la Jack Daniels. Da, mă rog. Și Grigore Leș a zis că de 20 de ani nu mai pus gura pe țuică. Să vede după cum cântă. <laughs> În 1847, Alexander Graham Bell inventa telefonul. Telefonul, vă dați seama ce vechi și unde s-a ajuns. Tot un aniversat din ziua de azi spunea că îl știu pe Graham de când era mic. <coughs> Se juca telefonul fără fir. I-am spus, leagă-l cu o sârmă. O și ceva de ani mai târziu, aniversatul zilei Ion Iliescu, dă de telefon să vină mineri. Așa că nici nu știu. Face 90 de ani, dintre care nu știu câți minciună, nu știu ce să-i doresc. Marcel Petrișor, un mare intelectual care a stat 12 ani în închisoare pe nedrept, că nu au vrut să-l dea în gât pe puiul cotruș, când se întâlnea pe stradă cu un torțional, îl saluta și stătea de povești cu el. Curios, îți dai seama. Uitarea și iertarea sunt mari, dar noi nu uităm pentru că citim. Astăzi este ziua internațională a scriitorului și mai trebuie să citim. În 96, când era guvernul CDR, în guvern la educație, la portofoliu educație, era Andrei Marga și la transportul Băsescu. Și nu știu ce l contrat Băsescu pe Marga, că Marga a zis, domnule Băsescu, trebuie să fim lucizi. Lectura și cultura nu se opresc la ghidul marinalului și dat afară pe Andrei Marga. În fine, semnalăm apariția editorială a prietenului nostru Mihai Barbu, mult mai cerebu frate al caricaturistului Ion Barbu din zona în care... Știți că au fost la noi în podcast și ne-a povestit cartierul evidențiaților contemporanii marelui scriitor Transilvan. Este vorba despre de sârbu, cei care stăteau în colonie. Sunt niște povești frumoase despre oameni simpli. Deci să mai și citim că vorba aia... Ce, să, să mergem la concerte? Păi da, am și eu două spectacole astăzi la New Croco, în seara asta la New Croco în Cluj și mâine la stâna lui Aidan, dar e sold out, numai 2.000 mai au, dar aia, ar aia dacă vreți să-i arvoniți pentru Paști. Bine, și Andrei Rio are vreo cinci concerte, unul după altul acum, dar el, ce să zic, e un fel Adică el cântă cover-uri, nu că l-aș subestima pe din contră, îl iubesc ungure. El cântă niște cover după Strauss, după Mozart, dar bă, fă și tu ceva original. Că eu cu colegii cu care mergem să facem spectacole de stand-up, zicem glume scrise de noi. Că nu se râde la ele, partea a doua. Weekend plăcut, mulțumesc de share, like, vă pup. Aștept comentarii la comentarii.